Dragoș. Așa cum este firesc, încheiem ascultând-o pe doamna directoră. Mulțumesc! Mă de lucrări riguroase, științifice, istorice. Lucrarea mea este una de antropologie culturală, simbolistică în frumuței, în Banatul tradițional, bazată și pe o cercetare de teren pe care am făcut-o în primăvara acestui an. Așadar, exploatarea semanticii sensibilităților și relațiilor interumane, circumscrise istoriei mentalităților colective, reprezintă un aspect deloc neglijabil în ideea restaurării și înțelesului unei epoci. Povestea simbolistică a năfrămuței sau batistuței, parte componentă a costumului popular de sărbătoare de la sfârșit de secolul XIX și început de secolul XX, se deschide spre un arbore infinit de sensuri, convertibile în tot atâtea căi de abordare a temei destinului, ea fiind o prezență constantă în toate momentele importante din ciclul vieții, de la naștere până la moarte. Studiul de față urmărește o abordare în diaconie de la infidelul prezent sub raportul conservării, semnificațiilor și manifestărilor excepționale ale spiritualității tradiționale, la restituirea unui trecut în care semantica năfrămuței în lumea rurală bănățeană din urmă cu un secol implica multiple nuanțe și conotații. Astfel, din dorința unei abordări regresive, ce pleacă de la zi în a analiza trecutul, am întreprins o anchetă etnografică orală în primăvara anului 2018 în satul Chizătău, comuna Belinț, o așezare rurală situată pe o șosea europeană dintre Bunșoara și Lugoș, iar în alegerea făcută a primat motivația generată de apartenența personală la această comunitate, dar și de reminescențele în amintirile copilăriei mele, ale unei retorici tradiționale vis-a-vis de obiceiurile din ciclul vieții. Într-o societate care nu concepea existența în afara cusutului și țesutului, destinul tinerilor fete era transgresat de necesitatea de a coase, una dintre interlocutoarele mele mărturisindu-mi. Nu aveam mai mult de 6-7 ani când bunica mea m-a spus: tu ești mare, de-acum, draga lumână, și mai mare rușinea dacă nu știi să coși. Aceasta constituia unul din primele îndemnuri primite de fetele din Chizătău, într-o lume în care sensul vieții lor se mișca pe un drum prescris, participarea la pregătirea zestrei fiind obiectivul primordial în copilărie și până la adolescență. Prima lecție era cusutul unei năfrămuțe, un șervet mic de pânză albă, o batistuță din in sau bumbac. Lucrul fetițelor devenea articulat și coerent doar după traversarea unei perioade de câteva luni de muncă ordonatoare, o altă interlocutoare amintindu-și: m-a pus spre club, lângă fereastră, ca să văd mai bine și m-a spus: ori înveți să coși, ori de aici nu mai pleci. În fascinanta arta cusutului, năframa le prezenta o primă dovadă a hărniciei și strădaniei fetelor, ce porneau de la o mulțime dezordonată și indescifrabilă de fire, semne și noduri, ajungând apoi la un desen vizibil, învățând să divească marginile năframe și să coase țărui chiul, pupi de flori, după cum mi-a spus o informatoare. Folosind ochiurile pânzei sau ietaminei, fata a învățat să brodeze cu acul, monograma posesoarei, gâmpul ornamental al batistuței, evoluând astfel dinspre inconștientul de neînțeles spre narabil și inteligibil într-o inocentă poveste de dragoste. Astfel, năframa era integrată într-un parcurs care includea gesturi circumscrise unei comunicări non-verbale, fiind utilizată de fete și de băieți deopotrivă pentru a-și transmite tainele și sentimentele tandre. Apanaj al tinerilor îndrăgostiți, batistuța fetei, frumos cusută, era dăruită când ieșea la primul joc flăcăului pe care îl îndrăgea. Simbolic, acest gest este expresia unei opțiuni personale, echivalent cu acceptul din partea fetei a legăturilor de prietenie în ideea căsătoriei, urmând ca părinții să stabilească aranjamentele acestea. Fericit și mândru, feciorul așeza la vârf năfrămuța iubitei, făcând cunoscută întregii comunități relația dintre ei. Expresia stabilității și a predictibilității acestei luni, afișarea năfrămuței cu monograma celor doi, era un gest ce anunța cu certitudine că tinerii se ia. Această năfrămuță personalizată, ce purta în colțul cu sute cu drag inițialele numelui ei și al lui,
Deci cu această înfrâmuță pleca feciorul în armată, la cătănie sau la bătaie, cum spun în limbaj dialectal bănățenii, referindu-se la război. În cufărul de front, tânărul păstra cu grijă acest adevărat port bonheur, menit să-l ferească de orice nenorociri, într-o adevărată analogie destin năfrag. Astfel, multe asemenea năfrămuțe, în care au fost cusute speranțe și de care s-au legat nădejdi, au rămas în tranșee, lângă eroi anonimi ai neamului românesc, pentru ca noi să putem celebra acum 100 de ani de la Marea Uzișă. În Banat, rosturile rituale ale năfrămuței sunt reflectate deopotrivă și în obiceiul de a lega în biserică mâinile mâinilor cu o batistuță, un gest ce simbolizează pecetuirea unirii prin căsătorie. La botez, dar și în ritualul de petrecere, bănățenii conservă într-o gestul de a tărui năframe, cârpe de cap, cu un colorit adecvat împrejurării. La botez, năframa este folosită pentru purificarea moașei și nașilor, care le primesc în dar de la părinții copilului, lor turnându-i se apă pe mâini, după care se șterg cu pânza primită în dar. Năframa este folosită și ca semn de doliu, iar prezența batistei în mâna mortului poate fi interpretată ca o reminescență a obiceiului conform căruia odinioară, la moartea unui dintre soți, năframa de la nuntă, depozitată în lada de zestre, era ruptă în două, fiind așezată în mușciuc, doar jumătatea cu numele celui decedat. Cea cu numele soțului supraviețuitor era pusă înapoi în ladă, urmând să fie depusă în scriu în momentul morții, existând credința că cei doi soți se vor întâlni pe lumea cealaltă. O cusătură fantastică, așadar, păstrată cu sfințenii în ladă de zestre de-a lungul întregii vieți, nefrămânța reprezentant pentru bănățenii de odinioară o legătură simbolică ce nu se deșira niciodată, menită a le marca destinul, atât în lumea de aici, cât și în lumea de aici. Permiteți-mi să vă spun și interlocutorii mei, Șoldana Odica, Buia Elena, Marinescu Florica și Chitra Dimitrie, toți născuți sau căsătoriți în satul din Zătău, domnul Părinți. Vă mulțumesc foarte mult! A fost o onoare pentru noi să vă avem cu oaspeți. Vă mulțumesc încă o dată și la mulți ani în România! La mulți ani! Să mulțumesc la doi colegi, directorii de la Ceahova, Petrișor Preta și Bogdan Seculici, care au venit din Ceahova să participe. Suntem în Lugoș, sub spiritul Braniște, închei parafrazându-l pe Braniște, ție zi măreață în care s-a petrecut minunea unirii tuturor românilor, ți-a mulținat această manifestare. Vă mulțumesc! Acum câteva săptămâni s-a lansat monografia lui Gheorghe Băgan și nu am putut să nu primim asentimentul și o continuare a expunerii doamnei profesoare. A fost o dublă prezentare, odată la în cadrul Festivalului de Teatru și acum o săptămâni la Dobleț, de către Maria Rugobete, doamna mea fiind chiar din Dobleț. Și mai ales că este un lugojan sau un bănățan mai puțin cunoscut, care a vibrat și a reverberat de patriotism, fiind prieten cu Valeriu Braniște, deputat și, cum spunea și doamna profesoară, aș vrea să închei cu o poezie care a amintit-o și doamna profesoară, o sfântă zi de veacuri așteptată, fii binecuvântată, Ardealul și Banatul, Crișana Maramureș, Moldova sărmată de atâtea ori tâmpiată. Vin astăzi să se închine puterilor divine, strigând mărire ție, mărită Românie, unită de vecie.